perfectă. Șerpe. Și le pune 6. Și mi-a elevul de la locul tip pe țară, îl și la locul 2. Din ce motiv? Nu, nu, da. Nu, ci că am și eu dreptul să scapă. Da, da, tot răutat ce a fost, că nu îl dădea. Ce om, profesor, când încurajezi un om, nu ești mândru de faptul că elevul îți ajunge și ție face perfect. Bătăria era mare că trebuia scoasă altcineva. Asta e altă discuție. Eu citi, tot bine răutat, ești în interes. Interes, că e de-aia pe comisie. Era altă discuție. Da. Da. Deci e bună și soluția asta, dacă o vedeți. Și știți voi să distribuiți câte unul la fiecare. Da, da. Dar mie mi-a plăcut observația, da, rapidă. Vă-ți două un joc termen și... Cum am ușire, am făcut câte fracții sunt, mai puțin, țineți, da, minte? Da. Am zis câte fracții sunt. Păi sunt același număr de fracții la așa. E, voi mi-a fost. Ala, mi-a spus și voi, când m-a jucat foarte frumos. Da. La matematică... Învățăm de la fiecare. Cât pătrunde și face mai multe chestiuni... Păi să-mi explicați un pic, domnul profesor, atunci minus, cât încă o paranteză, plus, cât dău? Măcar așa, în joară. Uite. Uite așa, hai să vă învățați la șasea asta, dar e interesant să știți. Am mai putut să zice. Cum? Nu, n-ai mai cu. Uite, hai să te vezi, domnul profesor, un chestiu. Uite, stai, uite, ca să înțelegi. Că minus schimbă semnul de fapt. Da, dar ați învățat. Dar e mecanic aici. Dar să vedem de ce. Ia, ia, v-a spus, da? V-a spus. Dar acum să înțelegeți și mai bine. Ia, uitați. Ia, ia, ia. 2 minus 7. Cu cât e, da? 2 minus 7, spun că nu se poate, da? Așa v-am spus în următoare. 2 minus 7 nu se poate. Deci, nu se poate și cu asta basta. Să fie întrebat. Dar 7 minus 2 se poate? Se poate. 7 minus 2 egal cu 5. Dar dacă eu scriu așa, minus 2 plus 5, când el e primul și nu se pune niciun semn, se subînțelege că e cu plus. Deci dacă nu mai are un termen de care să fie legat, și nu i-am pus nimic, e cu plus. Da? Când le-am schimbat acum poziția locurilor, le-am schimbat cu tot cu semn. Pe minus, pe 2 ăsta care avea minus, l-am pus în față. Și, fiindcă se leagă de minus 2, 5, acum ai pus semnul. Și iată cum la învățătoare, din păcate, Daria, fii atentă că, cum să zic, cu cât încerci să fii mai atentă, câștigi. Și mama îți face niște observații și trebuie să le îmbrățișezi. Nu încerca să fie nemulțumită, ci chiar mulțumită. Spuneam că învățătoarea, biata de ea, că așa școala românească a stabilit că 7 minus 2 se poate și face așa, dar că nu-i comutativă. Nu putem să-i schimbăm semnul. Eu răspund. De timpuriu trebuie să le spunem copiilor că se poate schimba, dar tot cu semn. Este același lucru. Este același lucru. Minus 2 plus 5 egal cu cât? Cu? Cu cât credeți? Minus 2 plus 7. 7, am zis. Da. Cu 7 egal cu același 5. Egal ca și înainte. Da? Este același lucru scris, dar am comutat, am schimbat pozițiile. Cu tot cu semn. Atenție. Precum spui, 3 plus 4 egal cu 4 plus 3. Nu spui așa? 3 plus 4 egal cu 4 plus 3. Deci acum e comutativ. Așa stăm lucrurile, înseamnă că și eu aici am făcut același lucru. Pe 4, nu? L-am pus în față. Iată, 3 plus 4 egal cu 4 plus 3, azi, da? Și 4 nu i-am mai pus plus. De ce? Că e primul, nu mai se leagă de nimeni. Dar când este cu minus, neapărat să-l pun în față, spun semnul acesta. De fapt, ca să înțelegi și mai bine, oamenii au încercat să găsească un corespondent a lucrurilor de practice, care le întâlnim în practică. Și atunci, au zis undeva să-l punem pe 0 și au luat un segment și au spus, ăsta va fi UF. Luați voi o pătrățică. Da? Și voi aici 2, și vorbă 3, și 4, și 5, și mai departe. Adică 5 înseamnă 5. Mă situez la distanța de 0 de câte segmente? De 5 segmente.
Și așa au reprezentat numerele. Și a rămas aici în zonă goală. Și s-a spus aici, ce să punem noi aici? Ce vedeți au pus? Alea cu minus. Minus 1, minus 2, da? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, și mai departe. Și un minus 1 cu un minus 2 te situează la ce distanță de 0? Minus 3. Deci minus 1 la care mai adaugi încă 2 de astea stânga, 2 segmente de astea stânga, face ca să ieși la minus 3. Deci atât cu minus 1, minus 2, egal cu minus 3. Minus 2, minus 5, cât va face? Minus 2, minus 5. Minus 7. Minus 7, da? Minus 7. Da? Minus 2, minus 3, minus 4, plus minus 5, cât va face? Toți sunt cu minus, ca și cum e minus 14. Face minus 14. Dar facem semnul, îi păstrăm semnul. Neapărat, că ei sunt toți în partea aceea. Înțelegeți și se dă da. Deci, e ca și cum le-am adunat, cum i-a adus cu ăștia cu plus, i-a adus cu ăștia cu minus, că sunt partea asta. Mai spune că asta ar fi datorii. Ai 2 lei la 1 zutare, ai 3 lei la 4 lei, 5 lei, poftim. Da. Ideea e că noi trebuie să facem, am văzut să scădem 0 scădem minus 2 și noi rămâne de 0 scădem 2 și noi rămâne minus 2. După aia adunăm 5, după aia adunăm 7 și adunăm 2 și mai adunăm încă 5. Perfect. Poate cuvinte tu spui așa. Ăsta de aici, fiind de centru, în momentul în care noi am văzut de minus 2 plus 7, e cam mai departe, cu minus 2 plus 2 plus 5, adupem pe 7, minus 2 plus 2. Și acum ai 2 scăzut 2. 2 scăzut 2 fac ca asta 0. Și deci rămâne 5. Da? 7 care era aici. L-au descompus în 2 plus 5. Da? 7. L-au descompus în 2 și 5. 2 cu minus 2 s-au anulat. 2 minus 2 fac 0 și rămâne 5. Asta mi-ai spus tu. Da. Și în final acum ar fi așa. Când au semne contrare, unul e așa și unul e așa la adunare, din, scădem din cel mare pe cel mic. Și dăm semnul cel mai mare. Uite, 7, din 7 l-a scăzut pe 2, și-a făcut 5, și 5 e puternic, de-aia i-a dat semnul plus. Da? Și 7 e puternic, de-aia i-a dat semnul plus. Da, deci el, 7 este un valoare, fără să țin cont, este mai puternic. Și îi dăm semnul celui mai puternic. De aia să-i dăm și noi plus minus 7, ca să le arătăm. Ia să vedem, minus 2, minus 7, minus 7 plus 5, va fi egal cu minus 7 plus 5. Trebuie să fie egal cu 2, minus 2. Minus 2. 7 mai puternic. 7 mai puternic. Minus 7 e pe aici undeva și 5-ul cu minus 5 s-o s-o fie. Face egal cu minus 2. Dar asta o spune. Că la adunare se scade și la scădere se adună. Nu, nu, nu. Bine, dacă minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 4, minus 5. Toți sunt cu minus. Păi da, dar aici e că minus 7 plus 5 de 2. Minus 2. Minus 2. De ce? Că pe minus 7 îl putem scrie ca fi minus 2, minus 5. El e rupt în zi, da? Și plus 5. Și ăștia 2 s-au terminat și a rămas minus 2. O să mai discutăm și o să mai facem, dar faceți-vă x pe lângă o paranteză cu minus. X pe lângă 1 minus 2. Nu știu, apar n-am, dar să nu fac ei egal cu paranteză, că o promis să se desfacem. Sau cum? Eu... Mai te mai fac... Mult mic. Minus 2. Aha. Da, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. De fapt, în loc să scriu de 4 ori... Minus 2 pe lung... Face cât? Minus 2, minus 2, minus 2, cât minus 2, face, face cât? Minus 8. Minus 8. Care mai poate fi scris 4 ori minus 2. 4 de la minus 2. Da?
Sunt 4 ori de ani de minus 2. Și acum am văzut cum se întâmplă la mulțime. Plus, că am zis că ăsta, ăsta care nu are... Minus 4 ori minus 2. Asta e problema cea mai mare. Asta e cum era minus 4? Minus 4 ori minus 2. O, uite ce frumos e asta, ce mai frumos. Deocamdată am înțeles așa, că în loc, în loc să repet cu ăsta minus 2, minus 2, minus 2 de 4 ori, am scris 4 ori de 4 ori minus 2 și tot face minus 8, da? Uite, face minus 8. 4 minus 2 fac minus 8. Poate, uite, când e unul așa și unul așa, la mulțime fac minus, da? Da. Adică minus 7 ori 3. Cât fac 8? Minus 7 ori 3 o să fac minus 21. Minus 21. Adică înseamnă că minus 7 e de 3 ori. Și minus 7, minus 7, minus 7. Nu vă spun când se întâmplă minus cu minus, nu vă spun. Că vă le dat pe acum, nu. Acum, vă rog, nu. Dar zi, măi. Am am de exemplu 2 minus, nu am minus 2, scriu 2 minus și pai de minus 2. Aaa, deci 2 minus... Sau plus. Cum zici? Cum este? Minus, pai de minus 2. Deci 2 minus, minus 2 așa, da? Da. Am mai tot minus cu minus la mulțirea acolo. Da. Deci acum... O să facă plus? Da. O să fie 4? Și... Minus da. Minus la mulțime. Păi, adică scrie 2 plus 2. Da. Îți dă 4. Da, ce mai adică, vedeți? Opusul lui 2. Dar 2 minus adică, opusul lui 2 cât este dat? Opusul lui 2. Adică opusul. Minus, minus 2. Dar opusul lui minus 2. 2. E 2. Opusul, opusul înseamnă cu minus. Și opusul lui minus 2 este 2. Cel care s-o pune în partea cealaltă. Deci de aceea minus, minus, minus pe lângă minus 2. Cât care este? Minus de 2. Opusul lui minus 2. 2. Este 2. Deci este minus 1. Eu minusul este cu minus 1 nu mai sunt. Minus 1 plus. Minus 2. Și plus 2, adică 2. Da, minus 1 ori minus 2 și face plus 2. Da. Acum v-ați avut de la subiectul... Păi n-am vrut deloc să vă spun asta, și am să vă arăt la viitoare, dar el m-a... Păi ce-am vrea? Minus 2, minus 4, mama? Ori minus 4. Minus 2 ori minus 4? 2. Minus 2 minus plus? 2 ori 4. 2 minus 2 ori minus 4. Ia uite. Minus 2 minus. Minus 8. Plus? Și 2 ori 4? Da, și 2 ori 4, 8. Ați înțeles? Da, eu vreau să zic, dacă ați scat din 2, pe minus 2. Să scazi din 2 pe minus 2. Deci 2 scăzut pe minus 2. Așa? Ai vrut? Da. Bun. Cât face? Păi vine 2 adunat cu minus 1 ori minus 2. Să scrieți. Așa e mai bine. Păi uitați-mă aici. Și minus ori minus a zis la mulțire face plus. Și vine 2 plus 2. Ai deci, da. Deci din 2, dacă scazi opusul lui minus 2, ca și cum ai adunat lui 2. Fac 4. Da? 4 împărțit la minus 2. Ori e șocat. Este șocat. Da. 4 împărțit la minus 2. 4 împărțit la minus 2. Ia să vedem. Trebuie de un proces dacă ați început. Nu am avut face. 4 împărțit la minus 2. Pare cât? Dacă l-aș fi împărțit. Dacă l-aș fi împărțit 4 împărțit la 2, face 2. Acum îți dea minus 2. Asta. Da. Minus 4 împărțit la minus 2 o să dea 2. Minus 4 la minus 2 e 2. Bravo! Bravo! Da, deci ia pe cum... Minus cum ne-și am împărțit. Deci face minus 2, da? Fiindcă minus 2 ori minus 2 fac 4. Faceți proba invers. Da, 2 ori minus 2 da. Hai să ne întoarcem și mai facem... Eu vă mai dau unul, dar nu mai asta, domn profesor, că explicați. Trebuie, la voastră, eu n-am stat puterea. Da, minus pe lângă x plus 1, să le spunem din cine este egal cu... Așa. Să le spunem... Asta și gata. Cu cât e egal? X. Ei, da, uite. Egal cu. Egal cu. Eu pot să spun în loc de minus 1. Cât? Zic minus 1. Nu. Minus 1.
minus, minusul ăsta e minus 1. Minus 1. Da. Plus minus 1. Minus 1 pe lângă x plus 1. Și când voi aveați de înmulțit, iată, distributivitatea puterea. Distributivitatea mulțirii 3 pe lângă 4 plus 5. Cum era? Ziceați 3 ori 4. Plus, iată. 3 ori 5. Da. Distributivitatea învățată a mulțirii. Și acum minus 1 ăsta se mulțește cu amul 2. Da. Și acum cu? Minus 1 ori. Minus 1 ori minus x. X ori x. Așa. Plus minus 1. Minus 1. Ori 1. Da. Minus 1 ori 1. Ca și mai fost 3 ori dinainte. Da. Și minus 1 ori x am învățat. Minus x. Minus x. E 1 ori minus 1. Și minus 1 și minus 1 ori 1 am învățat că face minus 1. Minus 1. Minus x minus 1. Deci minus cu acela. Păi da, să vezi. X minus 1 cu face. X minus 1. Nu minus x minus 1. Ai zis. Păi, da, deci x plus 1, când are minus în față, schimbă semnul minus 1. Minus x minus 1. Minus x minus 1. Da? Adică x minus 1. Adică cum ar fi minus da? 2 minus 1, care face cu un minus cu minus fac plus, de-am 2 plus 1, adică face 3. Deci la mulțirii copii, minusul cu plusul ăsta e minus. Da, așa minus cu plus e minus. Minusul cu plusul ăsta e iar minus. Dacă e minus x minus 1. Ai să vezi? Mai facem de la mai dați-mi și câteva chestii în șase, dar nu-i seama. Eu acum am ce mai... Da, dar și eu. Bine, vreau să mai facem din astea șoarele, dar scrieți dintre acolo și facem o șerjă în partea să nu-mi promesc. Se consideră și de 9 pe 14. 9 supra 10 pe 21. 10 pe 21. Și 11 pe 28. 11 pe 28. Da. Și 12 pe 35. Și 12 pe 35. Ami, ordonați crescător primele 3 fracții. Deci, crescător, doar primele 3 fracții. Dar ce tu vezi că mai știi? Păi unii fracții, de astea sunt. Sunt de acolo. Da, uite dracu o să face. Aducem aceleași numitori. Asta e. Acum trebuie să vedem ce mai multiplu comun, nu? Pe acolo, la 14 o să fie, 14 o să fie... Și toate au pe divizorul 7. Da. Da. Nu, mi-a prins 12 pe divizorul 7. Da, 2, 3 și 4. Da. Deci, 1 pe 7 ar fi încorporat în fiecare, nu? Și atunci, care e numitorul comun acestora? Hai să zicem, 14 este egal cu... 168 2 ori 7. 21 egal cu 3 ori 7. 28 egal cu 4 ori 7. Ce mai e multiplu comun? Cel mai... Dacă două comunează, să fie ca... Cum nu contează? Cum nu contează? Contează foarte tare. Neapărat. Nu contează la ce mai mic multiplu comun. Cum să iau? Sigur că da. Nu ești pe 12 pe 4, lei? Nu. Ha. Cum foarte să... important este să punem factorul prim. Exact. La diverse puteri, da? Deci, și va fi egal pe titlul viitorul comun. 12 ori 7. Adică 4 ori 3, care dă 12, 4 ori 3. Că din ce e comun în obicei cu puterea cea mai mare? Învățăm așa, domnule. 2 la 2 ori 1. Ori 3, ori 7. 84. Asta e. Da? Da, 84. 84. 4. Și acum pe prima o pisică cu cât? Pe 6. 6. Păi la pe 2 ori 7. Pe 6. 6. 6. 6. Da. 6. Pe asta ați spus toată. Pe aceea... Pare pe 3 ori 7. Și eu dat, vreau să mă pune. Cu 2 la 2. 4. 4. Pe aceea am zis cu 2. Îl are pe 4 ori 7, 3. Cu 2? Cu 3, ferma mea, cu 3 și 4 este. Păi, da, cu 3. Cu 3? Atenție! Super, da. Și atunci, fracțiile de tine. Asta, în loc de comun. 54. 54, supra. Trebuie să punem genul în linie. Nu, 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 nu,
Deci fac de 84. Așa. Apoi? Apoi scrie pe 40-84. Și 33 pe 34. Deci acum le punem fără... Ok. 11 pe 28 este cea mai mică. Da. 11 pe 28. Apoi o să fie 10 pe 28. Deci e mai mică, putem pune pe 10 pe 20. Și unul și cea mai mare este 9 pe 10. 9 pe 14. Asta înseamnă că am ordonat crescător fracțiile acestea. Deci atenție, ca să poți compara două fracții, trebuie două să avem de fracții, dar atunci aceeași numitor. Aici aceeași numitor, dar numărătorii spun care e ordinea. Și vedeți același numitor cu fiecare număr, luăm și îl descompun cu factor prim. Da, ca să greșim și dintre cei comuni îl luăm pe cei de la cu puterea cea mai mare. Asta o să învățați într-a șasea, dar vă prinde foarte bine. Adică o să știți foarte fain. Deci, și la acum, voi știți să adunați două fracții, nu? Da. Dar, ca să le aduce la aceeași viitor, asta trebuie să scopă. Toată povestea asta. Da. Bine, la B e așa, vă dăm cu X1 în prima fracție. B, da. Da. Vă dăm cu X1 prima fracție, cu X2 a doua fracție, cu X3 a treia fracție, deci și așa mai departe. Deci X1 este 9 pe 14, X2 este 10 pe 21, X3 este cât? 11 pe 28 și mai departe. Și X4 este 12 pe 35. Și ne găsesc, ne întreabă X sau cât era? X2007. X2007. Înseamnă că trebuie să există o regulă între ele. Deci la 2007 a fracției din șir. Uitați, 9, 10, 11, vă găsesc la numitor. La numărător. Uitați, deci la numărător avem 9, 10, 11, 12, 13 și tot așa. Așa. La numitor este din 7 în 7. Deci... 2007 sub... Oare 2007 să fii dacă pornești la 9? Nu. Ce va fi la numărător? Nu pornești la 1? Nu, deci azi numitorul este în forma 7 ca plus 7. 7? Ca plus 7. Adică 7 ca, adică cum ar fi 14 este primul. 7 ori 1. 7 plus 7, 14. 7 ca. 7 ca plus 7. 7 pe lângă... ca plus 1. Ca plus 1. Da, 7 pe lângă ca plus 1. Dar hai la numărătorul, nu ne-am numărătorul. Nici numărătorul e din numărătorul. Nici numărătorul e din numărătorul. Păi de la 9. Și ca să scrii pe 2007, X1 a fost 9. X2007 o să fie? Deci asta aici. Păi uite, numărătorul e 9 la X1. X2007... 2007 plus? 8. 9. Aaa! Începi de la 9, nu începi de la 9. Deci numărul 2016, asta e numărătorul 2016. Deci aici va fi 2000... 16 ca numărător. 2016, bine? Da. Ca numărător. Ia la numitor. Păi din 7 în 7. Și eu trebuie să aflu pe 2007, da? Păi acolo la primul e 7 ori 2. 7 ori 2. X1 e 7 ori 2. Da. X2 e 7 ori 3. 7 ori 2008. Și atunci ai X1 e 2007. Nu, e 2008. E 7 ori 2000. Corect. Da, și eu zic e 8. Pentru că e X1 e 7 ori 2. Da, ăla e primul termen. Mama nu este al doilea. Păi asta zic și eu, X1. Păi da, și... X1 e 7, e la numitor, e nu ori, nu doar profesor. X1 e 7 ori 2. E 7 ori 2. Ori 2. E 7 ca... Așa e indice de mări cu unitate. Exact. Așa și acolo, 7 ori. Deoarece este 7 ori 3. Trebuie să observăm. Indice de mări cu unitate. Și acolo va fi 7 ori 2008. 7 ori 2008. E cu mări cu unitate. Ai înțeles, Daria? Trebuie să observi de astea, așa, jocul ăsta e foarte interesant. Indicele 1, aici e 2. Adică cu 1 plus față de indice. Înțelegi? Uite la asta. Că aici e indice în indicere. Tu mi-ai zis că vrei să spui 7 ori 2000
7 plus 7. Și cu asta sunt de acord. Deci știi. Că scoți în factorul cu 1 pe 7, pentru 2007 plus 1 și fac 2008. Deci nu sunt... Avem formula, avem formula, așa. Deci eu de-aia nu sunt supărat pe tine, când îi zice 7 ori 1 plus 7. Care îți faci 7 ori 2. De ce te superi tu așa repede? Nu știu, nu văd motivul. Ai o formă de manifestare destul de ciudat. Eu tocmai am venit lângă tine acum, spunându-ți că am luat în brațe ideea ta și am dat pe 7 în factor comun și 1 și 1 fac 2, deci 7 ori 2. Da, dar observația mea așa, o corect tot. Tot atât de bună este și a voastră, de fapt, voi ați dat în factor comun. Nu, e mai repede așa, da. Și tu foarte bine ai făcut, în bună este super, toate, da. Și Andrei, dacă zicea, una era foarte bun. Și este și punctul ce și terminăm. Da. Arătați că xn, indice n, este mai mare decât 1 pe 7. Pentru orice x indice n, mai mare decât 1 pe 7. Pentru orice n, natural, menul. Oricare termină, natural. Diferit de zero. De ce te joci de aia? Dar cum arată X-ul ăsta? X indice N. Cum arată? Acum forma avem nevoie, doctor. Acum avem nevoie. Dar avem nevoie. Zi tu formă. 7, 4... La numitor, eu știu. Da, la numitor. Ce vrei să spun la numărător? Din 1 în 1 la numărător. Din 1 în 1? Păi da, numeți 9, 10, 11... X-ul este 9. X-2 este 10. 10, 11, 12. Deci X-ul cât va fi egal? O să fie... X-ul va fi... Așa, la X-ul s-adaugă 9. 9, nu 8. 9, că 9 e primul. Pe care plus 8. Unde e plus 8? Deci la 2 plus 8 face 10. 2 plus 8. La 3 plus 8, a, faci 11. Da, păi la XN, deci XN va fi egal cu N plus 8, totul supra, 7 ori 7, da, ori N plus 1. N plus 1. Așa e văzut, nu? 7 cap cu 7 cu 10 și el, domnul. Da, 7 cu 7. 7 cu 7. Asta este XR-ul. Și trebuie să arătăm că ăsta e mai mare decât 1 pe 7. Asta e problema. Deci pe alienele am găsit. Este N plus 8. Supra 7 pe lângă N plus 8. Da. Sau 7 N plus 7 cu 7. Corect. Trebuie să arătăm că asta e mai mare ca 1 pe 7. Este mai mare, da. Adică putem împărți echivalentul, împărți pe 7 ăsta la numitor. Dacă n-am luat 0, domnul profesor, da? Dacă n-am luat 0, deja o să fie 8 pe 7, care este mai mare decât 1. Dar cum arătăm asta? Cum scriem ce gândim? Păi n egal cu 0, mă arătăm. Așa, nu așa, uite cum trebuie arătat. Trebuie arătat asta. Uite cum trebuie arătat. Deci, la numără, la numitor, vedem un 7. Dacă n egal cu 0, care e cel mai mic? Poate să fie așa, dacă 3 și o să fie mai mare. Da, hai să vedem așa. Hai să vedem unde e așa cu cei doi profesori și pe aceea facem. Deci împărțim prin 7 la numitori și inegalitatea devine. Deci a arătat asta înseamnă arăta că N plus 8 supra N plus 1 e mai mare decât 1. A rămas 1 în locul său, da? Aduce ceea ce însemna echivalent, în loc de 1 cu ăsta, de N plus 1 supra N plus 1. Da. E de parcă așa. Dar se vede, e clar, că numărătorul e mai mare decât numitorul. Da. Deci N plus 8 e mai mare decât N plus 1. E de parcă aș spune că 8 e mai mare decât 1. De parcă aș spune că 7 e mai mare ca 0. Sau 8 mai mare ca 1, după tot 8. Și te plătești. A arătat că XR e mai mare ca 1 pe 7, e de parte am dus o echivalentă la ce asta, în 7 mai mare ca 0. Ce este? Ce este? Tu vrei? Ia, îmi spune așa,
ești de acord că X-ul este așa? De forma asta? Da. Și pentru mine egal cu 0, se vede că vine și cu cât mă crește, poate mai mult crește, nu? Dar aceste lucruri nu pot să le redactez. Se observă că cu cât mă crește, crește și nu mai crește. Că uite, totul se bazează pe faptul că 7 e mai mare ca 1. Scrii matematic, ca să nu scrii în cuvinte. Scrii matematic și așa se scrie matematic. Deci, m plus 1 spre 7, pe lângă n plus 1 mai mare ca 1 pe 7, înseamnă cele două fracții au același numitor pe 7, renunțăm la numitor, împărțim la numitor prin 7 și devine n plus 1 spre n plus 1 mai mare ca 1 și tot este... Da, da, da. De nou, am făcut și chestii interesante. Am făcut și semnul algebră. Da. A fost... Semnul algebră, da. O să mai lucrăm, uite, la fiecare să-i facem 5 minute. Și am să vă spun un lucru. Când am început lecțiile acestea, am ajuns la lecția 1400 de acolo. Da? În stiva aceea. Nu știu dacă l-ați uitat vreodată. Da. 1400. În jos, în stivă, primile lecții sunt semnul algebră, că erau foarte sumărași pe tabla asta, care vedeți acum, o aveam acolo pe spatele unui graj, unde aveam și stupina. Duceți-vă voi acolo la lecții, primele lecții, și vedeți semnul algebră, făcute așa, într-un limbaj de accesibil. Și cum și aveați elevi? În jos. Cerați mai eu și mi-închipuiam că elevii mă întreabă și că făceau lecția fără elevi. Aveam o clasă imaginară. Imaginară, așa și. În țara toată. Da? Și acolo elevii mi-închipuiam că pun întrebări și... Primile lecții, dacă le vedeți, o să vedeți și a ajuns la 78.000 de accesări. Și voi, dacă vreți, tot la 4? Stau o secundă. Ia vedeți. Stau și o jumătate de oră, când ceva trebuie. 4 jumătate. Dacă vreți? Da. Deci, cum știați, ești unul așa. Dacă puteți, dacă vreți... 4 jumătate, la 5, când vreți voi. Voi, când vreți voi, știi? Bun, asta vreau la ceva.